Salut, sunt Paul. Îți mulțumesc că ai intrat pe acest podcast. Astăzi am discutat alături de Tamio Vesa Nakajima, care este un fost olimpic internațional la informatică, despre programarea competitivă, despre pasiunea lui legată de muzică și despre viața de student la Oxford. Îți urez vizionare sau audiție plăcută! Voiam să te întreb în primul rând cum ți-a început pasiunea ta pentru informatică și pentru programare. Asta e o întrebare cu un răspuns destul de interesant. Când eram în clasa a doua, mama mea administra o galerie online pentru picturile bunicii mele și încă mai multor artiști. Și eu tot o vedeam pe ea făcând website-uri în HTML. Și pe mine m-a fascinat treaba asta și am început atunci să fac niște lucruri legate de asta. Apoi când m-am întors în România, lucrul ăsta a evoluat treptat, treptat. Când eram în gimnaziu, am încercat din când în când să mai scriu niște cod. Era destul de greu să încep pentru că nu aveam la școală și nu exista un fel de cadru în care chiar să intru serios în treabă. Dar am învățat așa cât de cât cum să programez în perioada aia. Și în paralel cu toate astea, lucram și la matematică cu mama, cu profesoare, care mă ajutau să ajung la un nivel decent. Am fost aproape 4 ani la rând la județeana de mate în gimnaziu. Un an n-am fost, cred că pentru că eram răcit. Și apoi când a început liceul, domnul profesor de informatică, domnul Mircea Rotar, a văzut că eram pasionat de informatică, că voiam să fac și că el credea că pot. Și asta m-a determinat să încep să mă pregătesc mult mai mult. Și cumva, în primul an, că într-anul chiar, m-am calificat la națională, care pentru mine era ceva wow. Adică nu mă calificasem la națională niciodată și mi se părea mereu un lucru foarte tare. Cumva. Am reușit în anul ăla la Grigore Moisil să câștig primul loc, nu știu cum, sincer nu știu cum. Am învățat în timpul concursului cum se citesc șirul de caractere, că s-a dat o problemă cu șirul de caractere și eu nu învățasem de înainte cum să fac asta. și am ghicit. Și după aia, în anul am luat bronz la națională, într-a 10 am luat argint la națională și fix după a 10-a, printr-o întâmplare mai amuzantă, profesorul de informatică care prezenta premiile mi-a greșit numele. Unul dintre studenții care erau care au fost olimpici, care erau, pregăteau și problemele și mai aveau tot felul de copii pe care îi pregăteau pentru informatică, unul dintre studenții aceia m-a observat și am început să ne pregătim împreună. El m-a ajutat foarte mult, el și încă un student. Și fără ei n-aș fi ajuns aici, cu siguranță n-aș fi putut. Și lucrurile au continuat de acolo. Cumva simt că în momentul în care chiar am devenit bun, sau nu neapărat bun, dar chiar am început să am o tangență reală, cred că a fost când am început să fac pregătire cu ei. Că până atunci, nu că nu eram serios, dar nu mă pregăteam în mod eficient, cumva. Și, na, de asta ziceam că e o întrebare cu un răspuns mai complex, că nu-i de parcă a fost un singur eveniment. Cam așa de lucrurile în viață sunt o succesiune de lucruri care treptat te face să te devii din ce în ce mai pasionat de o treabă. Da, mă gândeam dacă ai început mai devreme cu informatica, dar din câte am înțeles tot de la liceu, ca majoritatea elevilor. Foarte mulți oameni, da, încep mai devreme, dar e de fapt interesant. Eu am observat că există și lucruri bune, dar și lucruri mai negative despre a începe mai devreme, când vine vorba în special de stilul de codat. Mulți oameni care încep mai devreme, pentru că ei sunt mai buni la a programa, în sensul în care au o înțelegere intuitivă mai bună a codului și reușesc mai bine să țină în minte starea programului pe care scriu, au un stil de codat care e mai greu de înțeles, comparativ cu oamenii care încep mai târziu, care, pentru că nu au acel lucru, trebuie să ajungă la același nivel de proficiență,
prin mijlocul stilului, să fie mai clar. Asta e evident un lucru care poate să fie în trecut și e un lucru care nu e universal, dar asta e o observație statistică pe care am făcut-o. Și cum ți s-a părut programarea competitivă în general? Ce experiență ai trăit la Olimpiade? Programarea competitivă mi se pare foarte tare. Acum, asta e și din cauza personalității mele, sunt o persoană foarte competitivă. Și dacă poate asta nu e cel mai, nu știu, popular sau bun lucru Și de eu a sunt zice, dar competitiv, deci păi, știu cum e. e, da, încă de când eram foarte, de când eram copil, mă enervam când pierdeam, lucruri de genul ăsta. Acum, nu știu, văd că asta nu e neapărat cel mai matur mod de a dilui cu treaba asta, dar cred că drive-ul ăla fundamental de a câștiga tot există și e valoros dacă știi să-l folosești și să-l canalizezi într-un mod constructiv în ceva. Și cred că pentru mine programarea competitivă chiar mi-a dat oportunitatea să fac asta. Eu asta cred că e beneficiul mare al competiției. Pentru că atunci când creezi competiții de genul ăsta, pe ăia top 10%, 5%, 1% din oameni, practic îi poți face să fie foarte engaged pe un preț foarte mic, că e aproape ca un fel de user-generated content competiția. Nu trebuie tu să îi tot ții, tu să-i tot antrenezi până la un nivel din ce în ce mai sus, ci ei se pot antrena, își pot face interacțiuni între ei care să îi challenge până la un nivel foarte înalt. Dar experiența mea cu programarea competitivă a fost practic că timp de 3-4 ani, asta a fost lucrul principal ce l-am făcut în viață. Un timp care eu cred că a fost bine petrecut, în sensul în care am învățat din lucrul ăsta foarte multă informatică, evident. Am niște prietenii care cred că o să le am toată viața, adică simt aproape că am destinul împletit cu unii oameni. Reușit să învăț foarte multe lucruri despre mine și cum mă comport eu în anumite situații și cum pot să am eu grijă de mine încât să performez mai bine în anumite situații. Și dacă e să citez dintr-un anime, animeul meu preferat aproape, Ping Pong The Animation, scuze dacă asta e cringe, No, no. sunt unele lucruri care le poți vedea doar când urci foarte sus. Sunt unele priveliști care le poți vedea doar când urci foarte sus. Și cred că asta e. În momentul în care îți dedici viața și pentru o perioadă de nu știu câți ani la un lucru și ajungi bun la aia și, de exemplu, mergi la o olimpiadă internațională, astea sunt niște experiențe care nu le poți avea altfel. E ceva foarte special. Și regret că nu poate, că nu pot mai mulți oameni să facă asta, dar cred că e o experiență foarte valoroasă care pe mine m-a format și de asta sunt foarte grateful pentru perioada aia din viața mea. Și dacă acum nu mai sunt așa de implicat în competiție în sine. Acum pregătesc probleme mai mult pentru tot felul de concursuri. Sunt în 11.000 de comisii. Deși aș vrea ca anul viitor să mai particip o dată la ACMICPC, ACM, Da. International Collegiate Programming Contest, pentru aia care nu știu. Da, e ca un fel de olimpiadă, numai că pentru facultate și în echipe. Aș vrea să iau medalie, care e exponențial mai greu la ACMICPC decât la IOE, că numai primii 15 iau, dar bine, dar 12. Apropo de IOI, chiar sunt curios ce părere ai despre experiența ta la Olimpiada Internațională de Informatică. Da, e un moment foarte special. Eu regret că nu m-am calificat de mai multe ori. Dar asta este. Între a 11-a eram foarte aproape să mă calific, doar că am făcut o greșeală în ultimul baraj și de asta nu m-am calificat. Dar între a 12-a, când chiar am fost, păi, experiențele de genul ăsta sunt chiar niște lucruri care te formează foarte uric. Totul începe, desigur, când pornești acolo cu avionul și ce, mi se pare că lucrurile de care mi-e cel mai dor din perioada aia din viața mea e modul în care te simți cu echipa când te duci acolo.
Desigur că este o oarecare competiție și între voi, dar e mult mai puțină, că totuși sunteți de aceeași țară și vă luptați cu 11.000 de alte țări. Și există acolo o camaraderie care e foarte greu de replicat. Și chiar regret că anul ăsta Olimpiada Internațională de Informatică s-a ținut online, pentru că nu știu dacă a fost la fel. E un ceva acolo. Când stai, nu știu, 18 ore pe zi cu un grup de oameni, vorbind în mare parte despre informatică, despre ce se întâmplă, despre cum o să fie, despre tot felul de lucruri de genul ăsta. Al doilea lucru care mi s-a părut unic e fix modul în care te simți când te plimbi pe hol și vezi pe unul de care ai auzit sau una de care ai auzit care știi că omul ăla a luat 3 aururi la Internațională de Informatică, 3 aururi la Internațională de Matematică. Omul ăla este locul întâi pe Codeforces. Omul ăla este nu știu cum. Eu, sincer, nu-i știam. Mergeam mereu cu Constantin Oncescu sau Ștefan Puriga sau Constantinescu, Andrei, Costin. Mergeam cu ei și îi rugam pe ei să-mi arate cine e care. Pentru că eu eram încă mai nou comparativ. Costin și Costel mai au fost la Internațională și de asta ei mai știam. Și eram ca un fel de fan de ăsta al Hollywood, cum ar fi, care prima dată s-a dus pe red carpet. Te uiți și parcă peste tot încă un star. E super șmecher asta. Altă experiență extraordinară e fix când te duci în excursii cu profi, cu studenți, cu toate astea, pentru că poți să ai niște discuții care nu credeai că le poți avea cu membrii ai comisiei, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, care ei îți arată practic cum sunt ei, cum au ajuns ei, unde sunt, cum lucrurile astea. Asta mi se pare foarte frumos. Și punctul culminant, evident, e concursul în sine. Și, nu știu, fiecare om are altă relație cu concursurile. Eu, până atunci, eram destul de stresat de concursuri, dar cred că în ultimele două concursuri din liceu, la Centrala Europeană și la Internațională, chiar am reușit să mă debarasez de stres. Și la Internațională, efectiv, a fost mirifică senzația, pentru că simțeam, în loc să mă simt stresat că vai, nu mă calific, vai, că nu știu ce, mă gândeam, ăsta e ultimul meu concurs din liceu, hai să mă bucur de el, să fac tot ce pot. Simțeam așa cum, nu știu dacă toată țara, dar măcar tot orașul natal, tot Beiușul, îmi ține pumnii. Chiar ulterior am aflat că chiar se uitau oamenii și în cafenele, se uitau la scoruri. Am zis altundeva că în ziua aia cel mai popular sport din Beiuș era programarea competitivă, nu fotbalul. E extraordinară senzația, efectiv, simți de parcă chiar faci ceva pentru țara ta și chiar lupți și reprezinți într-un mod pozitiv și real. Și e foarte gratificator să simți că munca ta de nu știu câți ani, munca ta de nu știu câte luni, în sfârșit e răsplătit într-un fel. Și după aia încă țin minte că eu totuși sunt o persoană destul de pesimistă în concursuri. În timpul primei runde, că sunt 2 zile de concurs, în timpul primei zile de concurs, eram sigur că, vai, nu, fi groaznic. Eu luam cam 230 de puncte și eram sigur că, vai, toți au luat 230 de puncte, 5 de 300 de puncte, a fost prea ușor prima zi. Și eram sigur că o să fiu pe la locul 80, care e destul de jos. Bine, nu cred că poți să spui jos în contextul ăsta, dar Păi la e, câți? să Da. zic, între argint și aur. Și asta e între argint și bronz, scuze. Și asta e cam ce mă așteptam să iau. Eu eram sigur înainte că o să iau un argint jos și că o să fiu ultimul din echipă. Dar apoi am ieșit și l-am întrebat pe team leaderul, pe domnul Sabo, pe ce loc sunt și mi-a zis că sunt pe 6. Și efectiv am picat în genunchi, pentru că nu credeam. Că e imposibil, e ceva greșeală. 60, nu 6, nu? A doua zi am mai picat pe 15, dar asta a fost și pentru că e mai stresant a doua zi și sincer nu m-am simțit foarte bine. Dar a fost Oricum, tot ok. pare un rezultat foarte bun totuși pentru prima participare. Eu m-am bucurat, da. Bine, tu spui pentru prima participare, dar știi că la chinezi
De exemplu, prima participare e și ultima de obicei. A, Că da? nu, în China n-ai voie să participi dacă ai luat aur. Ah, ok. Nu știam Că sunt chestia asta. atâția concurenți, sunt foarte mulți concurenți foarte buni, deci chinezii, dacă ai aur, nu te lasă mai participi odată. Ok, Și de interesant. asta mulți chinezi participă odată, iau aur, se întorc. Știi? Da. E... Da, în România, dacă ar putea să participe și în afara liceului, că nu prea sunt. Da. De fapt, nu. Din câte Oh, știu, nu, nu. România sunt cele mai bune. În România avem niște, în special acum, deci nu, acum generația care urmează, eu am foarte mare încredere în ea, crede-mă. O să avem niște rezultate foarte bune, zic eu. Să nu Da, mă cred audă că... ăștia, să nu mă auzi de ăștia că îi laud. Dar eu am încredere în olimpicii noștri. Și încercăm și noi acum, facem tot felul de concursuri, tot felul de lucruri, să-i antrenăm. Eu sper că avem oarecare succes în vederea asta. Dacă ar fi olimpiadele școlare atât de popularizate cum sunt sporturile, ar fi super fain, dar păcat că na. Eu nu o să mă plâng de asta niciodată, pentru că am trăit și în America și... Da, dar nu știu dacă vezi, anul ăsta elevii au de suferit, cei care se pregătesc pentru olimpiade. Anul ăsta Păi, școlar nu o să se mai susțină olimpiadele. de exemplu, la mate se susține. Hai să... Da, Hai sperăm să că se... poate, da. Poate o să revină ministerul asupra deciziei și o să reia olimpiadele, că Da, ar fi bine. totuși e ceva important. Și nu mă Da. refer doar la info sau doar la mate, la toate disciplinele. Da, stimulează performanța și eu am, crede-mă, sunt foarte, am o mare Sunt foarte de acord cu oamenii care spun că performanțele noastre olimpice nu spală rezultatele, sincer, destul de proaste a restului sistemului educației. Dar ce, e mai bine să nu avem nici olimpici, nici rest? Adică, evident, e mai bine să avem una decât niciuna. Da, exact. Și ca să concluzionăm partea asta de programare competitivă, ai recomanda elevilor pasionați de informatică să participe la concursuri? Clar, clar. 100%. Eu zic că e foarte bine să participi la concursuri, în special nu doar pentru că te învață despre informatică, ci te învață despre tine, te învață de... Dar să nu trateze informatica competițională de parcă e singurul lucru important în viață. Că chiar nu e. Cred că asta e, mulți olimpici competitivi au problema asta după ce se termină liceul, că încep să devină cam pierduți. Și nu știu în ce direcție să o ia. Pentru că timp de foarte mulți ani au un scop foarte clar către care se îndreaptă. Și apoi ești în liceu și facultatea în general e așa. Și adică și viața de adult e în general așa. Că nu mai e deloc clar în ce direcție trebuie să o duci. Și atunci se simt foarte pierduți. Eu le recomand oamenilor clar să facă concursuri, dar să facă asta știind că e un lucru util care îl fac mai mult pentru ei decât pentru alții și pentru să nu se lase cumva păcăliți că ar fi cel mai important lucru în viață. Da, am înțeles chestia asta și sper că s-a transmis și mesajul corect. E foarte important ca elevii să-și dea seama că să nu să-și dea seama că n-ar trebui să rămână plafonați la nivelul de clasă, trebuie să învețe să se dezvolte Da. întotdeauna cât mai mult posibil. Evident. Ok, am văzut că ești un foarte bun pianist și voiam să te întreb de unde pasiunea asta pentru muzică. Pasiunea pentru muzică e mai veche decât pasiunea pentru informatică sau... Da. Deci de când sunt copil, în primul rând taică-meu este dirijor sau e încă dirijor, acum lucrez la o firmă de arhitectură pe acustică și design de săli de concerte, dar e dirijor, bunica mea e pictoriță și mama mea e pictoriță, deși acum activează mai mult în domeniul economiei și eu, văzând exemplele astea, mereu a fost o fire relativ destul de artistică. Bunica m-a învățat să pictez, am încă tablouri în atelierul bunicii mele de pictură și chiar bunica mea la cam 6 ani mi-a cumpărat o pianină. N-am prea evoluat foarte mult și n-am dedicat foarte mult timp, că m-am mutat după aceea fix în America. Dar încă de atunci
arta în general mă interesa. Și apoi am început să cânt la pian imediat ce m-am întors din America și inițial am urât. Era, nu-mi plăcea deloc. A trebuit să fiu forțat, sincer, inițial să cânt la pian. Dar după o perioadă de timp, când mi-am dat seama, nu știu, când am început să simt pianul, mi-a plăcut din ce în ce mai mult. Și apoi ce m-a făcut să devin foarte pasionat de muzică în general e compoziția. Am participat de mai multe ori la... Sănătos. Mulțumesc! Am participat de mai multe ori la niște concursuri de compoziție. Chiar am cântat la festivalul George Enescu. Și prin lucrurile astea mi-am dat seama frumusețea lucrurilor astea. Frumusețea exprimării artistice, tot felul de genul ăsta. Simt că există și o oarecare legătură între creativitate și matematică, dar asta e mai mult filozofică sau metafizică. Și, na, nu știu, efectiv, încetul cu încetul a devenit din ce în ce mai mult partea cine sunt și acum nu m-aș putea imagina fără să compun sau să cânt la pian. Foarte, foarte interesantă chestia asta. Și din câte știu, nu aveai și ceva compoziții proprii? Ba da, asta zic, concursul de compoziție. Am mai multe. Am câștigat de 3 ori premiul național pentru compoziție la pian și vioară, dar eu am fost numai pianul, cu 3 sonate. Am mai multe fugi, piese muzicale de tot felul. Na. Ce, ai ceva studii pe partea asta sau doar ce ai căutat tu și ce Nu. te-a interesat tu? Eu am învățat să compun citind despre teoria muzicală din cărți, respectiv luând de exemplu unor alți compozitori. De exemplu, am învățat structura muzicală, forma muzicală de la Haydn. Efectiv, am uitat la ce a făcut el și am imitat. Am învățat cum să fac contrapunct de la Bach. Am văzut ce a făcut el, am imitat. Sincer, mi se pare că ăsta e cel mai bun mod în care să înveți orice. Vezi ceva care funcționează, imiți și după aia schimbi, ca să ți vină al tău. Știi? Da, am înțeles. Chiar foarte, foarte interesant. Și aș vrea să te întreb cum este viața ta de student la Oxford. Băi, ultimul semestru a fost inexistentă. Dar asta din Da. cauza pandemiei. De obicei, viața mea de student e chiar foarte ok. Mă distrez, mai ies la petreceri, mai ies la o bere cu colegii, e tot ok. Am fost ales în anul 2 președintele Societății de Români din Oxford, în cadrul cărei activități a trebuit să organizez tot felul de petreceri pentru colegii mei. Și asta a fost atât un lucru bun cât și un lucru rău, în sensul în care, evident, am fost transit onorat că colegii au avut încrederea asta în mine și am simțit că m-am bucurat că am putut să ajut cu ceva comunitatea de acolo. Pe de altă parte, e un lucru destul de stresant. Și în momentul în care eu, mergând la acele evenimente, nu mai puteam să mă bucur de ele ca un simplu observator, ci Da. trebuia chiar să le coordonez, asta a făcut să fie mult mai greu să mă pot relaxa la ele. Dar tot a fost o experiență utilă. Am învățat practic cum să organizez evenimente de genul ăsta, cum să fiu sigur că oamenii se distrează, că se simt bine. Da. Na, ca hobby, în rest, ce mai fac de obicei când la pian foarte mult și joc foarte mult tenis de masă. Wow. E important și în un sport. Da, Da, și asta e în mare parte natura mea foarte competitivă. Mă enerva că mă bătea un coleg la tenis de masă. Prin urmare, am făcut foarte mult tenis de masă până nu mă mai bătea. săracul. E, da, și el încă mă bate la biliard. Ce în curând s-ar putea să o să Nu încep să cred joci și că... biliard mai mult. Nu. Hai că îl las acolo să... Acum că e online, mai mult pe telefon, da, nu mai Nu, prea. sunt groaznic la jocul ăla de miniclip cu Ah, biliard. da. Vai. Nu cred că mai am monede pe jocul ăla, dar e așa făcut Nici eu sunt. cât să primești de la Da. prieteni și poți să ai o grămadă oricând. Și voiam să te întreb de ce ai ales o facultate în străinătate, și nu una în România.
că am mai avut pe cineva înainte, un podcast înainte pe Florian Ușurelu, nu știu dacă îl știi, cred, sigur Cum îl să știi, nu nu că știu? nu știu dacă îl știi, și pe l-am întrebat, mi-a dat câteva argumente bune și chiar vreau să ascult de la tine chestia asta, de ce ai ales în afară și nu în România. Pentru că el a În rămas în primul România rând, și de asta. eu dacă nu eram acceptat la o facultate foarte bună de afară, cred că preferam să-mi rămân în România. Asta e o treabă subiectivă, evident. Da. Deci, în primul rând, cum am ales eu facultățile, nu cred în primul rând că există un ranking așa complet obiectiv. Pentru că, da, poate că facultatea X este mult mai bună sau mai bine văzută ca facultatea Y. Dar ce contează e cum te afectează pe tine și cum îți dă ție posibilitatea să crești sau respectiv imposibilitatea să crești ca persoană, ca informatician sau orice domeniu urmărești. Am ales să aplic în străinătate la mai multe facultăți. Cele care mă interesau cel mai mult erau Oxford, MIT și cred că Stanford am considerat serios. Dar apoi când m-am dus fizic la Stanford, nu mi-a plăcut deloc și na. Mi s-a părut că e prea stațiune. Era prea... Acum cam regret, pentru că Oxford este frig în continuu și... Da, bine. De ce am vrut asta în străinătate în special? Oxfordul era mereu pe locul întâi pentru mine, pentru că îmi plăcea foarte mult sistemul de tutoriale. Sistemul de tutoriale în care ai un tutore cu care lucrezi foarte aproape. Că mi se părea că ăsta e un mod în care poți să ajungi mult mai înaintat. Adică, prin relații de genul ăsta se diseminează cunoștințe very deep. Că avem conversații despre lucruri. Și asta chiar s-a dovedit a fi adevărat. Pentru că publicația ce am prezentat-o acum o săptămână la IEEE Workshop in Information for Exits and Security a fost scrisă împreună cu tutorele meu principal, doctorul Andrew Carr. Deci, noțiunea mea despre cum ar ajuta acest sistem de tutorare mi se pare că a fost confirmată de cum au ieșit lucrurile în final. Astea din America mi se păreau foarte interesante și Berkeley, pentru că sunt efectiv pline de niște researcheri foarte buni și îți dădeau și oportunitatea să încerci alte lucruri. Cum ai punctat și tu, sunt și pianist și am vrut să am oportunitatea să încerc să fac un minor, de exemplu, în music theory sau ceva. Dar, până la urmă, acolo au fost și alte probleme. Mi se părea că și cultura americană, mă cam sperie curentul cu Trump și așa. Mi se părea și că efectiv cerau prea mulți bani. Costul facultății în America este extraordinar de mare și nu mi se părea că merita, efectiv. Cred Da, că trebuia știu să plăci că sunt la grămadă MIT. meme-uri cu student loans în America. Da, Și păi noi e pe rare bună nu le înțelegem. dreptate. Eu în America, dacă mă duceam la MIT, plăteam 240.000 de dolari pentru 4 ani de facultate. Și acum, da, MIT, oameni deștepți, totul adevărat. Dar, în Anglia a trebuit să plătesc pentru tuiții, efectiv, 36.000 de lire. E ordin de magnitudine diferență. E ori 10, Da, practic, da. e imposibilă diferența. Păi, stai, nu puteai să primești ceva, o bursă, ceva în America? Puteam să primesc o bursă, dar n-am primit. Ah, Adică, ok. înțelegi? Adică, e all well and good to say that există burse, dar dacă nu le primești, nu te prea ajută acele burse. Da. Și de asta am ales astea trei facultăți, sau astea, genul ăsta de facultăți. Mai au fost câteva în plus, dar pentru mine mereu, dacă nu eram la una dintre astea foarte bune, eram, cred că 80% să mă întorc în România, pentru că mă simt foarte confortabil în sistemul de aici, 1. 2. Mi se pare că în România ai foarte multă libertate ca timp și deci mai bine decât să fiu într-o facultate din străinătate care nu e așa de bună și unde să fiu și umplut de niște teme care nu sunt așa de valoroase, mai bine eram în România, unde aveam măcar timpul ăsta liber în care să mă dedic ce mă interesează. Și trei, pentru că mi se pare că colegii din România sunt geniali. Clasa de olimpici din România mi se pare a fi o mulțime de oameni enorm de inteligentă. Și cred că eram ok din punctul ăsta de vedere.
Deci dacă nu intram la Oxford, nici la astea alte, cum am intrat la ele, dar n-am primit, erau prea scumpe să mă duc, foarte probabil era să rămân în București, unde aș fi încercat să continui să fac research sau așa, doar că m-am avut în cont propriu sau cu profesori care îi cunoșteam, cu care intram eu în contact efectiv prin facultate. Da, Adică am înțeles. aproape o încercare de a forma același drum, doar că totul e mai greu. Știi? Da, România, na. Dar Da. și acum la doctorat, acum aplic la doctorat. Ieri am finalizat Tot la aplicația la Oxford? Ah, la MIT. MIT. Nu, aplic la mai multe și eu ce mă... Na. Tot Dar așa. ieri am... Păi, ideea e următoarea. Vreau clar să fac doctorat și de asta aplic în mai multe locuri. Nu-i de parcă aplic doar într-un loc că vreau doar să rămân acolo. Da. Vreau să continui research. Numai, evident că eu aș prefera puternic. Nu știu, îmi place Oxford, îmi place țara. Dar nu-i Dai de frig. parcă... Da, MIT-ul e și mai frig, adică e Boston. Ajungi, cred că, la minus 10 grade deja în toamnă. Bine, cu încălzirea globală poate că o să fie ok, dar... Adică, nu Stai știu... că până se face frig, până se face cald în Boston, na, mai durează vreo câteva zeci de ani sau. Bine, dar să vedem cât îmi ia să termin doctoratul. Adică, bine, aplic și în Oxford, aplic și în MIT și să aplic și în Canada. Sunt și cetățean canadian, deci mi-e destul de ușor să merg acolo. E Bă, ce iarăși o șmecher. problemă cu... E iarăși o problemă cu fondurile, că fiecare loc are altă situație cu cum îți dă fonduri, cum îți dă burse și tot felul de genul ăsta. Și în funcție și de asta o să trebuie să fac decizia finală. Dar eu aplic în cât mai multe locuri ca să am opțiuni, știi? Da. Chiar mi se pare fain în Canada, chiar dacă mi-e frig, n-am să mă mut vreodată acolo. Eu recomand, am fost de 2 ore în Canada. Sunt mare canadian, dar am fost de 2 ore în Canada. Da, e o țară frumoasă, din câte am văzut eu. Doar că da, e frig. E chiar, e frig. Dacă oamenii sunt ok, poți să trăiești cu frigul. Da. Adevărat. Mi se Contează pare să foarte fain. ai căldură în suflet, nu... Da. Și mă gândeam dacă vrei să te stabilești definitiv în străinătate sau te gândești să revii în viitor în România, să te stabilești aici. Eu cel mai mult aș vrea să mă întorc în România. Planul meu overall de viață ar fi să termin doctoratul, să fac niște postdoc work și apoi, nu știu, la 30 de ani, 35-40, în deceniul ăla, să mă întorc în România ca profesor universitar. Asta aș vrea cel mai mult. Am înțeles. Pentru că, bine, asta se bazează și că în următorii 10-15 ani România face niște schimbări care ar implica să iasă oamenii oarecum mai mult la vot peste 4 ani. Dar dacă se întâmplă schimbările astea, eu aș prefera să trăiesc în România. Din mai multe motive, mă simt cel mai confortabil aici. Îmi plac foarte mult românii ca cultură și ca, în special, simț al umorului. Și sunt și destul de, nu știu, vreau să contribui la țara asta, vreau să o ajut să ajungă unde cred eu că ar trebui să ajungă. Și cred că de asta mi-ar plăcea să pot să lucrez aici, lucrez de aici. Am înțeles. Voi Dar, iarăși, da. ăsta e mai mult un goal long term. Că, oricum, mai întâi trebuie să-mi termin doctoratul și cred că vreau să termin într-un loc unde sunt researcher care se apropie cel mai mult de interesele mele de research. Dar, de fericire, nu sunt în România, din câte știu eu. Nu te-ai gândit să te implici mai mult pe partea asta politică? Păi deja încerc să mă implic destul de mult. Fac... Am văzut, am. da... Pentru mine e și un proces așa de... de a deveni confortabil cu asta. Pentru că... Deci, multă lume se simte foarte outspoken de la început. Eu nu am fost așa. Și a trebuit să-mi fac curajul. Știi? Să Da. zic orice legat de politică. Și acum deja mă simt destul de confortabil făcând asta. Eu aș vrea să mă implic din ce în ce mai mult. Mi se pare că astea sunt cele 3 lucruri care îți aduc un fel de satisfacție durabilă. Fix arta, știința și politică. Mi se pare că astea sunt
proiecte foarte valoroase. Și aș vrea să mă implic mai mult. Da. Da, aveam de gând să te întreb și ce părere ai avut de rezultatele ultimei acum câte săptămâni a fost? Cred că pe 6 decembrie, da, rezultatele din 6 6 decembrie. decembrie. Da, nu cred Păi, că. evident se poate mai bine. Adică, mi-a Am plăcut și mie să dezamăgit. iasă mai mult. Nu ne-a, adică, eu sunt o persoană foarte pragmatică și cred că o să se poată întâmpla lucruri bune și cu Parlamentul ăsta. Cred că există suficiente persoane care o să fie în stare să voteze în direcția care trebuie. Ca să progresăm țara. Dar evident că putea să fie mai bine. Dar asta e un lucru care oricând se pot zice. Pe mine, mi-ar fi plăcut să fie prezența mai mare, în primul rând. Da. Dar înțeleg de ce a fost așa de mică. Pentru că a fost vorba de pandemie, oamenilor le-a fost frică să iasă, și în străinătate, din câte am înțeles, au existat restricții despre unde te poți duce la în multe țări. Deci multă lume n-a putut să ajungă la vot, tot felul de lucruri de genul ăsta. În primul rând. În al doilea rând, mi-a plăcut ca partidul pe care îl susțin și în care sunt și membru, adică în plus, dar în principiu din alianța USR Plus, să avem un rezultat mai bun, dar totuși e un rezultat mai mare ca acum 4 ani Da. și să sperăm că va fi și mai mare pe viitor. Și Da, în ultimul problema. rând, mi-ar fi plăcut ca unele partide care mie mi se pare că reprezintă o direcție periculoasă în democrația românească să nu treacă linia Da. de a intra în Parlament. Dar, pe de altă parte, eu sper că concetățenii mei, în momentul în care văd că asta e rezultatul când nu mergi să votezi, eu sper că o să devină mai implicați civic ca urmare a acestui fapt. Cred că cea mai mare problemă care e acum e doar că următorul vot pentru parlamentare e tocmai peste, pentru Camera Deputaților și pentru Senat e tocmai peste 4 ani. În 2024. Da, deci mai avem de așteptat. Cred că asta e singura chestie. Da, dar doar pentru că ai de așteptat nu înseamnă că n-ai ce să faci. Eu am hotărât că o să încep să scriu scrisori la deputații de Bihor, la senatorii de Bihor, ca să le spun că sunt concerned despre anumite lucruri, de exemplu despre ecologie, despre economie, tot felul. Pentru că până la urmă de asta sunt ei deputați și senatori, ca să ne asculte ideile și Da. ofurile. Iarăși, și dacă lucrurile se întâmplă, și dacă alegerile sunt odată la 4 ani, nu-i de parcă între alegeri doar intri în hibernare. Trebuie să încerci să ajuți și între timp, practic. Da. Chiar ar fi o idee bună chestia asta cu scrisoarea să spui efectiv ce te nemulțumește, doar că ar fi bine să o și citească, nu? Păi, dacă e doar de la o singură persoană, poate nu o citește, dar dacă eu cu încă 50 sau 100 de oameni nu o scriu, eu cred că orice senator sau deputat n-ar putea să ignore așa ceva. Din următorul motiv, dacă 50 de oameni îți scriu despre ceva, cât de mii de persoane le pasă? Știi? Da. Și cum o trimiți, prin poștă sau pe mail? O să fac pe mail. O să văd dacă mi-ați răspuns. Încă n-am, am zis să aștept să se formeze guvernul. Că acum sunt sigur că oricine e destul de ocupați, știi? Dar după asta o să fac asta, o să o fac, cred că am de gând să o fac deschisă, să o pun și o să le pun și pe Facebook și o să încurajez pe toată lumea să facă așa. Pentru că, iarăși, oamenii ăia de ce primesc salariu, pensie specială, toate astea? Nu ca să Rolul lor în societate nu e să fie deasupra noastră, ci să impună în lume binele nostru. Da. Cumva să lucreze pentru dezvoltarea locului de unde sunt sau locații de unde sunt, județul. Da, exact. Fiecare Exact. reprezintă ceva.
Eu zic că partea de țară de unde ești tu e ok față de situația în care mă aflu eu, de exemplu. Că la noi cam toți sunt destul de nașpa. Acum sper să dezvolte totul din ce în ce mai bine. Am văzut că s-a construit cumva, nu știu dacă face parte din autostradă, dar e ceva în Bacău, centura Bacăului se cheamă și lată cât autostradă. Nu știu exact, Am nu. văzut. Bine, și la noi în Beiuș acum se construiește centura. Se Ok. tot construiește de 20 de ani, cred. Păi și Beiușul nu are asta. centură. Și Da. asta în Beiușul Bacău nu tot are de 20. centură. Și chiar mă deranjează că merg prin oraș și prin centru, tir după tir, nu Da. mi se pare modul în care trebuie să fie un municipiu. Dar bine. Da. Acum se construiește, hai că o vedea, poate că e gata în 20 de ani. În 4 ani, până la următoarele alegeri, poate o să fie gata. Că la noi s-a Dar la fel cum inaugurat a exact fost, înainte. la noi a fost drumul Beiuș-Oradea, un mare circ. A durat ani și ani, doar când a început guvernarea Cioloș au reușit să facă, sau să înceapă măcar, știi? Da. Dar era un drum groaznic, încă nu e complet gata. Nu avem. Ce să faci? Da. E, ideea e că se construiește, asta e bine, ca început. Da. Oricum, o să se finalizeze la un moment dat, nu poate să stea până la infinit, așa doar. O să fie tot ok. D'accord. Păi super, mulțumesc că ai acceptat invitația. Nu-ți mulțumesc ție că m-ai invitat. M-am distrat foarte mult. Chiar o să iasă un podcast foarte bun, eu presupun că o să iasă un podcast foarte bun și dacă ai ceva să le transmiți celor care se uită. Încercați să faceți cât mai bine puteți în viață, că viața e destul de grea. Dacă timp cu toți încercăm, cred că o să iasă bine pentru toți. Dacă mulți încearcă, trebuie să reușească măcar o parte din ei. Asta e Exact. important. Și ne putem susține reciproc. Da. Super. Mersi mult. N-ai de ce.